Ora 19, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. Întorsătură șocantă în cazul accidentului cu 5 morți din Suceava. Șoferul vinovat, Daniel, era tatăl celor 3 copii. Conducea pe drumul morții după ce a anunțat-o pe mama celor mici că vrea să se omoare și o să-i omoare și pe ei. Dacă nu te-am omorât pe tine, omor copiii. Asta i-ar fi spus la telefon chiar înainte de momentul impactului. 5 persoane, dintre care și unul dintre copiilor de doar 3 ani, au murit pe loc. Vă avertizez, urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional. E atâta, mi-a zis soare, mi-a sunat la poliție că Dani va și cu copiii, că vrea să meargă să o omoare și vrea să o omoare cu copiii. Dacă vă zis că nu a putut să o omoare, putem să o omoare copiii cu dânsul. Este mărturia șocantă a mătușii celor 3 copii, sora mamei lor. Înainte de accident, Daniel a sunat-o pe Monica și a avertizat-o că... Nu pot să mă crezi când am auzit că a murit de mănânc. Uite-ți că e acel nenorocit de om, cum se poate face așa ceva? Tragedia care Monica a plecat în urmă cu doar câteva zile în Germania. Și-a zis că e în Germania, a plecat cu avionul, că nu mai poate, că a bătut-o, că a zis că o omoară dacă mai stă mult. Și după aia eu a zis că o amenința că nu mai vedem copiii deloc. Și asta Dani a zis că nu mai vedem copiii deloc și... Vreau să o omoare pe dânsa și nu a reușit și a făcut accidentul ăsta. Plus că o bătie, era violent, nu-i dădea bani, mușe, deja v-am mușit că el nu-i dădea un leu, nu-i dădea. Bărbatul lucra la o firmă de curierat în Suceava, împărțea colete, însă și-a dat demisia de la job. În accidentul cumplit a mai luat viața altor 3 persoane, 2 tineri de 18 ani internați la Spitalul Județean din Suceava. Da, am văzut așadar această răsturnare incredibilă de situație în cazul accidentului din Suceava. Vinovat de acest accident ar fi tatăl celor 3 copii, care a vrut să-și ia viața odată cu acelor 3 minori într-o încercare de a se răzbuna pe concubina lui, căreia îi spusese înainte, dacă nu am putut să te omor pe tine, omor copiii. Avocatul Artim Sarchizian într-o legătură video pentru început. Vă mulțumesc, domnule avocat! Bună seara și eu vă mulțumesc. Ceea ce se anunța o cumplită tragedie pe șoseaua morții, ne gândisem desigur cu toții la problemele pe care infrastructura din zona respectiv le are, se dovedește, iată, că a fost o sinucidere mascată. Certat cu mama copiilor lui, acest tânăr curier de meserie, Daniel, în vârstă de 20 și ceva de ani, a plecat cu cei 3 copii ai lui, cu gândul de a-și lua viața lui și de a-i ucide și pe ei, fiind în același timp într-un apel video cu mama copiilor. Cum vedeți această situație? Este foarte greu să decelezi, să-ți dai seama care a fost mobilul, care a fost gândul care a declanșat practic toată această strategie pe care el a gândit-o și pe care, din păcate, a și pus-o în practică. Însă, se pare din toate datele, sau cu toții ne putem da seama din datele pe care le avem, că în realitate tot acest gest suicidal, dar și criminal față de copii și chiar față de ceilalți participanți la trafic, a fost mânat, a fost declanșat de dorința de a face rău. Eram tentat să spun de răzbunare, dar răzbunare e atunci când cineva îți face rău și tu practic reacționezi. Nu știm dacă doamna respectivă i-a făcut sau nu un rău, dar cel puțin știm în clipa de față că într-adevăr vroia să-i producă o suferință. Așa cum ați prezentat dumneavoastră pe material, dacă n-am putut să te omor pe tine, omor copii, practic îți creezi o suferință atât de puternică, morală, evident, încât să fie echivalent, eu sunt convins, cu moartea ta. Liviu Chesnoiu, psiholog criminalist, imediat revenim la dumneavoastră, domnule avocat. Domnule Chesnoiu, accidentul cu 5 morți din Suceava a fost într-atât de șocant, încât până și salvatorii ISU obișnuiți cu astfel de scene au început să plângă în timp ce manevrau trupurile de copii. Dacă ne auzim?
Da, sigur că da. Avem această tragedie de la Grănicești, unde 5 oameni, printre care și un copil de 3 ani, au murit. I-a cutremurat, cum spuneam, și pe salvatorii de la ISU, obișnuiți să scoată cadavre dintre fiarele contorsionate în accidente. Ceea ce se credea că a fost o coliziune în trafic e, de fapt, o sinucidere mascată, o răzbunare după o disensiune în cuplu. Înțelegem că mama copiilor ar fi plecat din țară în Germania. Cum vedeți lucrurile? După părerea mea de colonel criminolog, în astfel de situații, oamenii aceștia ar trebui să se trateze, ar trebui să ceară ajutorul unor psihologi, unor psihiatri, să îi se pună un diagnostic de depresie, să ia tratament medicamentos, dar să răspundă cineva de chestia aceasta, că el, singur el, n-are cum să accepte diagnosticul sau să ia tratamentul. Vedeți, noastră, în 20% din cazuri, ei, oamenii aceștia cu probleme psihice, merg așa, cu medicamentația luată și cu diagnosticul pus, dar 80% dintre ei nu merg. Ei sunt pe compropriu, ei zic că n-au nicio problemă. Este drumul morții acolo. Atâta timp cât nu o să se pună un separator între sensuri, da? Oamenii care vor să facă astfel de nebunii, de grozăvii, de nenorociri, intră pe contrasens, pentru că se adună vitezele. Da? E, atâta timp cât pe drumul acela al morții se întâmplă foarte multe accidente, se pot întâmpla și astfel de accidente comise de oameni care n-au ce să caute cu mașină, cu permis de conducere. Medicul de familie ar trebui să știe, bă, tu ai o problemă, da? În clipa asta predai permisul. Domnule Chesnoiu, aici vroiam să ajungem. În momentul în care o astfel de persoană, care e ancorată din punct de vedere social, are un job, băiatul ăsta era curier, avea 3 copii, avea o relație cu cineva, femeia plecase în Germania, înainte de un astfel de gest suicidar, care antrenează cu sine o crimă oribilă, care duce, iată, la 5 decese, sunt evenimente, semne înainte care anunță o astfel de tragedie în comportamentul, în profilul unui astfel de individ? La ce să fim atenți noi în momentul în care interacționăm cu astfel de persoane? Eu am prins astfel de criminali sinucigași. Ei, nu dintr-o dată hotor on tronc, că nu iese fără fum, fără foc, se întâmplă ceva. Sunt amenințări mai voaloate, mai nu știu ce. Păi dacă cineva te amenință că-ți face, că-ți drege, că te lovești acolo unde te doare cel mai tare, păi în secunda a doi copiii aceia trebuie să fie extrași de acolo, nu? Și să nu mai ai pe el acces la cei copilași care, vă dați seama, pot muri nevinovați și sunt nevinovați că părinții se ceartă între ei acolo, ca fraierii, nu? Ca nebunii. Deci asta e problema. Noi nu avem o lege foarte așa bătută în cuie, serioasă, ca în țările civilizate, cu toți oamenii cu probleme psihice. Foarte mulți bântuie, foarte mulți, ați văzut, mersul agresiv. Oamenii aceștia n-au ce să caute cu mașina, la mașină, în mașină, pentru că arma aceasta, mașina este o armă mortală și pot face rău nu numai celor din mașina lui, pot face rău și celor din mașina care venea din contrasens. Și vom ajunge și aici. Domnule Chesnoiu, până la urmă înțelegem că femeia a plecat pentru că era supusă unor violențe domestice și și-a lăsat în urmă copiii gândindu-se poate că fiind tatăl lor nu le-ar face rău. E bine să știm că în astfel de situații nu mai contează legăturile de familie, că boala întunecă orice fel de judecată pe care poate noi am considera-o de netăgăduit? Deci n-au nicio logică oamenii aceștia cu probleme grave psihice și nu gândesc ca noi cât de cât serioși așa și cu toate țile pe casă. Oamenii aceștia sunt în stare să facă cel mai crunt rău posibil pe pământ persoanei respective. Poate nu putea să ajungă la ea, dar a lovit-o acolo unde a durut-o cel mai și cel mai tare, s-a răzbunat așa ca un om dus rău de tot. În astfel de situații, cei din jur ar trebui să gândească așa cu un pas, 2, 3, 4 înainte și acei copii trebuia să fie luați, protejați de un astfel de om cu probleme grave, psihice, care uitați ce a făcut. Da, domnule avocat,
Vin la dumneavoastră. Cine mai răspunde pentru astfel de tragedie în care au murit ambii participanți la trafic? Să știți că sunt foarte mult responsabil moral de data asta, pentru că foarte bine spunea domnul Chezdoiu, mai devreme ar trebui să avem o lege forte, dar pe lângă legea asta ar trebui să avem și încredere în autorități. Eu sunt convins că doamna aceasta, sigur, e o speculație pe care o fac, doamna asta n-a plecat de bine de acasă și în egală măsură sunt convins că doamna asta nu întâmplător nu a apelat către autorități sau cel puțin nu există date din care să rezulte că a apelat la autorități, pentru că au fost multe situații și iertați-mă, sunt pline holurile tribunalelor în care doamne abuzate, da, doamne care în fine în limita disperării sunt aduse, da, practic apelează la acele ordine de protecție, din păcate fie sunt încălcate, fie la un moment dat își ajung și ele la termen și practic nu mai pot fi aplicate sine die fără termen, da? Și se reîntorc practic în punctul de la care au plecat. Și de foarte multe ori agresorul este mult mai înverșunat, agresorul este mult mai violent, răzbunător și așa mai departe. Clar avem nevoie și de lege, dar și de un aparat de stat eficient, eficace, care să intervină. Și doar atât să-mi permite să mai spun. Sigur că ar fi fost de dorit ca și anturajul, cei din jurul acestor victime până la urmă urmei să fie intervenit. Dar întotdeauna trebuie să ne raportăm la condițiile concrete, factuale, ce s-a întâmplat acolo. Vedem că sunt cel puțin aparent, sunt oameni simpli și mă gândesc, dacă n-au putut gestiona, înseamnă poate că n-au avut acea încredere sau n-au avut acel suport, poate uneori și din partea autorității pe care ar fi trebuit să-l aibă. Da, sunteți de acord, domnule Chezdoiu? Sigur că da, are dreptate domnul avocat. Vedeți noastră, sunt pe cont propriu toate aceste persoane. Nimeni nu le apără, nimeni nu le ajută. Noi suntem așa într-o birocrație din asta, așa, ca în Kafka, să zicem. Și până când n-o să realizăm faptul că în astfel de situații nu te ajută nimeni, nu te apără nimeni, nu te salvează nimeni, fiind pe cont propriu, trebuie să te gândești așa. Eu îl părăsesc pe ăsta după ce mi-am luat copii și i-am zis de departe, la câteva mii de kilometri, la revedere. Și nu mă mai întorc. Bun. Deci aceasta ar trebui să fie ordinea firească a lucrurilor. Da. Și ar mai fi o chestiune, dacă îmi permiteți. De foarte multe ori, apropo de responsabilitate morală a societății, avem și răutatea de a pune etichete, da? Nenorocitul, uite ce a făcut și a lăsat copiii și așa mai departe, fără să ne punem în locul lor, în papucilor, dacă pot spune așa, să vedem cam despre ce e vorba acolo. Avem această tendință nu numai de a nu interveni, dar și de a judeca de la distanță și a pune acele etichete. Da, ni se alătură discuției Emil Gâtej, e expert în conducere defensivă. Vă mulțumesc, domnule Gâtej. Sărut mâna, bună seara. E imposibil în momentul în care vedem o astfel de informație, să nu ne gândim că oricare dintre noi am putea fi victimele unei astfel de persoane cu un teribil derapaj psihologic. Cum ne ferim de așa ceva? Sigur că da, am ascultat cu mare interes și intervențiile invitaților dumneavoastră și sigur că aici se aprind foarte multe becuri roșii, foarte multe semnale de alarmă. Din punct de vedere al analizei comportamentale, avem de-a face cu un individ care manifestă așa numită triadă întunecată a personalității. Această triadă include narcisism, adică o stimă de sine crescută, ușor de văzut și în trafic de multe ori, cu o agresivitate mare, așa cum spunea domnul Chesnoiu, acești oameni nu au ce să caute să posede această armă numită mașină, căci ea devine armă pe mâna lor. Pe de altă parte, sunt machiavelici, adică ei își gândesc un plan foarte bine pus la punct pe care îl duc la bun sfârșit. Uneltesc, ticluiesc tot felul de lucruri și vor să arate că ei sunt într-o poziție de superioritate, să-și dovedească narcisismul. Și nu în ultimul rând manifestă psihopatie. Această psihopatie îi face să comită astfel de acte împotriva altora, oricare dintre noi putem fi victime, pentru că, iată, acest personaj și-a ales un drum extrem de circulat, poreclit chiar ca drumul morții, deci oricum un drum foarte periculos, astfel încât, pe de o parte, să-și mascheze fapta, pe de altă parte, să fie sigur că o duce la bun sfârșit, indiferent câte alte victime provoacă în afară de propria persoană. Ce ne rămâne nouă de făcut, cei care suntem participanți la trafic în fiecare zi, care respectăm regulile de circulație și limita legii? În primul și în primul rând, într-o astfel de situație, într-o interacțiune cu un astfel de individ în trafic,
Din păcate, nu ne rămâne decât să ne ferim și să ne rugăm. Cum? Ca cum? Întrebarea situația... e cum? Cum poți să prevezi că un om dintr-o dată virează de volan și intră cu toată viteza direct în tine? În acest caz nu prea există. Ar trebui să existe mecanisme ale legii bine puse la punct, testare psihologică și antrenamentul oamenilor să știe cum să reacționeze, dar de această dată e o situație aproape fără ieșire. Atunci când ne pătrunde brusc pe contrasens o mașină, avem un impact frontal cu viteză mare, în care deformările și forțele fizice depășesc capacitatea de supraviețuire a organismului uman. N-avem decât în situații similare sau care nu sunt la fel de grave să analizăm comportamentul celuilalt și niciodată să nu intrăm în filmul lui, să încercăm să stăm departe de filmul unui astfel de individ, să nu mergem în extremă, să nu încercăm să-l fidăm, să-i atragem atenția, să-l claxonăm. Pur și simplu ne ferim în măsura în care putem. Iată că în această situație nu s-au putut feri. Poate că ieșirea în decor ar fi fost o variantă care s-ar fi soldat cu nenorociri, poate mult mai mici de atât, dar, repet, oamenii nu sunt antrenați să facă față unor astfel de psihopați. Domnule Găteș, în momentul în care se va face o expertiză la fața locului, până la urmă pentru supraviețuitori, pentru aparținători, va fi necesar măcar să știe ce s-a întâmplat. Se poate reconstitui din datele la fața locului dacă a fost vorba despre un accident sau o sinucidere? Este foarte complicat și foarte greu de făcut acest lucru, întrucât și pierderea controlului volanului de multe ori antrenează mișcări către partea opusă, către sensul opus de mers. Probabil toate aceste date pe care dumneavoastră le-ați relevat, toate aceste lucruri de tipul că el a amenințat, că a sunat cu video, că toate astea, ele sunt de fapt cele care ne spun că nu a fost vorba de un accident. Probabil expertiza este extrem de greu să demonstreze acest lucru. Expertiza poate să demonstreze cum s-a produs accidentul din punct de vedere fizic, mecanic și mai puțin comportamental. Mă gândeam poate dacă s-ar vedea o minimă intenție de frânare sau ceva sigur, de genul ăsta. Sigur, aceste lucruri sunt relevante. O minimă intenție de frânare, oricât de târziu am realizat, dar trebuie să înțelegem că un individ de acest gen, dacă fapta există, sunt pure speculații, nu vrem să incriminăm pe nimeni. Dar dacă fapta există, niciodată, dacă el hotărăște să facă o astfel de faptă, el combină într-un fel și învingerea fricii proprii. Și atunci, chiar dacă actul este voluntar, în ultimul moment ar putea să existe tot felul de tentative. El își face curaj să comită o astfel de faptă și asta schimbă foarte mult datele de la fața locului. Da, vă mulțumesc foarte mult, domnule Găteș. Domnule avocat, vin informații absolut șocante. Presa scrie că Daniel o sunase pe videocol pe mama copilor să-i spună ce vrea să facă. Era supărat că femeia a plecase în Germania, sătulă de bătăi și de certuri, mama celor trei copii decisese să le ofere o viață mai bună copiilor, trimițând bani de acolo, poate să ia la un moment dat. A auzit strigătele copiilor pe fundal care îl rugau pe tată să se oprească. Un scenariu absolut de coșmar, ne-e greu și să ne imaginăm așa ceva. Revin la una dintre ideile lansate de domnul Găteș, cât de mare atenție se acordă acelor testări psihologice care devin la noi aproape o formalitate în momentul în care obții drept de a conduce pe drumurile publice. Îmi cer scuze anticipat pentru exprimarea pe care o folosesc, dar sunt pline drumurile de nebuni, iertați-mi fie modul în care mă exprim, dar cred că este o realitate pe care cu toții o constatăm zi de zi. Și bine a spus domnul Găteș, cred că singura modalitate pe care o avem este aceea de a ne feri, de a nu ațăța, de a nu intra în jocul lor, pentru că în definitiv, practic, nu-l facem decât să le dăm apă la moară, cum s-ar spune. Însă, legat de acea testare, cu toții știm că o faci în clipa în care iei carnetul, după care, la revedere, când te duci să-ți preschimbi carnete, nici nu știu dacă mai ai nevoie să depui o dovadă în acest sens, am impresia că nu. Însă, cu siguranță ar trebui să existe. Dar, repet, și dacă aparținătorii, mă rog, anturajul, sesizează un comportament nefiresc, de foarte multe ori, tocmai acea neîncredere despre care vorbeam mai devreme, îi înfrânează să realizeze vreun demers. O neîncredere în autorități. Exact, pentru că știu foarte bine că sunt în zadar. De foarte multe ori ne aducem aminte când doamne abuzate s-au dus la poliție și s-au întors
în mod paradoxal sau culmea, cu o amendă încasată din partea poliției că i-au deranjat. Deci astfel de exemple rămân în conștiința publică și practic dezarmează orice individ care și-ar putea lua inima în dinți să meargă să sesizeze. Asta este din păcate realitatea în care trăim în clipa de față. Da, domnule Chesnoiu, accidentul cu 5 morți din Suceava a fost atât de șocant încât până și salvatorii de la ISU au început să plângă în momentul în care au văzut dezastrul lăsat pe șosea de coliziune. Unul dintre agenți era cu copilul mic în brațe care murise deja și nu își putea stăpâni lacrimile. Cum vedeți dumneavoastră această atestare psihologică pe care toată lumea o primește ca pe o formalitate, apoi zeci de ani, indiferent de transformările la care îi supune viața, oamenii își păstrează dreptul de a conduce. Și colegii mei de la circulație și acești salvatori ajung într-un moment groaznic, e sindromul post-traumatic, și trebuie să fie conciliați din punct de vedere psihologic pentru a merge mai departe. Sunt colegii mei de la circulație care tot timpul îmi spuneau că simt mirosul morții acolo, deci este ceva groaznic. Noi habar n-avem cât de greu muncesc acești colegi ai noștri și salvatorii de asemenea. Vreau să vă spun că atâta timp cât nu facem separatoare, că nu punem cadrul la vedere peste tot, până când nu am băgat, cine știe când, inteligența artificială se oprească de acești nebuni, pentru că cu nebunii nu te pui. N-ai cum să-i anticipezi, n-ai cum să iei, ei sunt imprevizibili. Oamenii aceștia sunt foarte periculoși, însă trebuie aceste femei care pățesc ce pățesc sărăcuțele, trebuie să se gândească așa, că sunt pe cont propriu deocamdată, să facă cursul de supraviețuire, da? Să facă tot felul de chestii de genul acesta ca să știe cum să se comporte, pentru că sunt pe cont propriu, nimeni nu le ajută. Ea, dacă știa sărăcuța că trebuie să-și ia copilașii și după aceea de la 5.000 de kilometri să-i zică papa la revedere, avea o șansă. Așa n-a avut absolut nicio șansă. Care e sfatul dumneavoastră pentru femeile care ne urmăresc și care poate ar fi în momentul ăsta într-o situație similară? După prima palmă trebuie să dispară, să nu-i mai dă absolut nicio șansă, pentru că oamenii aceștia sunt bolnavi, sunt și ei poate au fost abuzați, traumatizați, nu se vindecă pentru că nu cer ajutorul și devin din ce în ce mai răi. Deci la prima palmă trebuie să dispară. Și cum dispar? Nu schimbându-ți nu știu ce domiciliu, telefonul, localitatea, țara, trebuie să ștergi pe undeva, să intri într-un program de protecție a martorului, ca la american, așa exagerez, bineînțeles, foarte mult, să se dispară. El se va fixa după aceea, după ce o să-i treacă damblaua asta, se fixează pe altă victimă, pentru că nu cere ajutor, nimeni nu-l tratează, cei din jur se tem de el. Ăștia sunt oamenii din jurul nostru. Trebuie să, însă să-i depistăm și să îi luăm cu frumușelul. Pentru că ei singurii n-au cum să se vindece, n-au cum să realizeze că au o problemă foarte gravă, pentru că la rândul lor poate au fost traumatizați, au fost abuzați și așa mai departe. Da, domnule avocat, ca o ironie a sorții, în cealaltă mașină se afla un instructor de la o școală de șoferi cu doi cursanți de 18 ani. Au murit chiar când învățau să conducă respectând legea. Da, soarta, din păcate, cum e acea expresie, viața bate filmul, ne demonstrează în fiecare zi acest lucru, realitatea acestei expresii, însă eu sunt convins, apropo, din perspectiva anchetei, că reprezintă o chestiune esențială, crucială, aș spune, să stabilească exact dacă a fost vorba despre o intenție suicidală sau a fost un accident, pentru că gândiți-vă că și aparținătorii, mă rog, victimele trebuie să încaseze niște indemnizații, niște despăgubiri, o știm foarte bine că polița nu este nu este acoperită în cazul suicidului, deci este o chestiune esențială pe care trebuie să o stabilească anchetatorii. Grea, dar eu cred că din anchetă va rezulta sau oarecum se va putea trage o concluzie cea mai probabilă în acest caz. Iar în ceea ce ne privește pe noi pe mai departe, practic să fim conștienți de astfel de pericole pe care însă, din păcate, aproape zi de zi le vedem, da? Comportamente nefirești, clar, e nevoie de anumite măsuri, nu știu, supraveghere video, luarea unor măsuri de supraveghere a celor cu un comportament dubios, să spunem așa, în ghilimele, dar din păcate, până în momentul în care și noi ca societate nu vom fi conștienți că și noi avem oarecare vină prin pasivitatea noastră, nu știu câte multe lucruri se vor schimba. Sper
să se schimbe cât mai curând și sper să fim și noi conștientizați. Am observat că de mai multe ori pe parcursul discuției noastre, domnule avocat, ați făcut apel la pasivitatea autorităților, pasivitate care de cele mai multe ori descurajează victimele. V-ați lovit de astfel de cazuri? Cum am spus și mai devreme, sunt pline tribunalele de doamne, în general doamne, da? Nu vreau să discriminez, dar asta este realitatea, da? Care vin în fața judecătorului și spun foarte clar că au fost agresate. Li se dă un ordin de protecție, mă rog, 6 luni, un an, se prelungește și așa mai departe, după care vin din nou cu aceeași poveste și, din păcate, agresivitatea nu este una constantă, adică nu se manifestă tot așa, ci este una accelerată și mult mai grea, mult mai potențată. Deci, oarecum, victima, văzând că nu se întâmplă nimic, să zicem că este izolat, îi se interzice să se apropie de persoana agresată un anumit interval de timp, dar văzând că nu sunt consecințe grave pentru el și că rămân în aceeași status, practic prinde curaj, ceea ce se numește un avânt infracțional, vor lega de acea pasivitate despre care vorbeam. Clar avem nevoie de legi, dar avem nevoie și de autorități care să intervină blitz, adică să intervină imediat, în mod eficient și vizibil, ca ceilalți evident să fie descurajați. Se întâmplă asta în alte țări? Păi am văzut cu toți, da, mai ales când discutăm despre, de exemplu, protecția copiilor, poate că de foarte multe ori suntem intrigați, suntem, știu eu, vexați, faptul că, bună oară, în Norvegia, dau un exemplu aleatoriu, când e vorba de o problemă, de exemplu, alienare parentală și așa mai departe, practic descind în casa respectivă, nu se mai uită la absolut nimic, mandat, nemandat, părinte, nepărinte și intervin. Sigur că aceste variante brutale, repet, poate că sunt exagerate, poate că sunt nepotrivite, dar iată intervenția, nu cred că, iertați-mi exprimarea, de proști intervin ei. Cu siguranță au o rațiune, cu siguranță au o experiență în spate și cu siguranță au că dacă nu ar interveni într-un mod vizibil, șocant, știu eu, de natură să intimideze, poate că nu i-ar influența pe alții care ar fi tentați să aibă un asemenea comportament. Iar da, exemplaritatea modului de intervenție, zic eu că în foarte multe situații reprezintă cheia succesului. Repet, degeaba ai lege dure dacă nu o aplici. Da, domnule Chesnoiu, ne pregătim de concluzii și aș vrea să ne ajutați să trasăm câteva linii. În primul rând să ne ocupăm de infrastructură, pentru că se vorbește de ani de zile de drumul morții, e plin de cruci în zona respectivă și rămânem la nivelul de discuție. Trece și incidentul ăsta și mergem mai departe. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, testările psihologice pentru școala de șoferi, reevaluările în timp, poate, și pe de altă parte, violența domestică. Când e cazul să spunem gata, până aici, omul ăsta nu se mai schimbă, luăm o decizie? Atâta timp cât nu se schimbă mentalitățile în țărișoara noastră și o mentalitate se schimbă după 3 generații și o generație activă cam vreo 30 de ani, după 30, 60, 90, hai să zicem 100 de ani, se vor schimba mentalitățile. Britanicii sunt întrebați, dom'le, cum se explică gradul dumneavoastră în alte civilizații? Ei zic foarte simplu, 200 de ani de bătaie. Deci frica păzește bătrânia. Dacă acești indivizi ar ști că dacă lovesc o femeie, intră în pușcărie în secunda a doi, cum se întâmplă, de exemplu, în Spania, da? N-ar mai face așa ceva, s-ar gândi. Dar la noi, într-o țară așa patriarhală, e, lăsați că nu știu ce, nu știu cum, ea e de vină, nu? Nu e de vină ea. Ea sărăcuța, dacă spune în 20% din cazul ce a pătimit, sunt foarte multe femei care niciodată nu spun câtă bătaie au mâncat și stau de frică, devin niște iezmene acolo și le e frică să plece din relația aceea toxică de frică. Deci nu mai gândesc. Se tem de pentru viața lor și a copiilor lor. Așa sunt șantajate aceste femei. Cât privește retestarea psihologică, felul în care se dau permisele, cu alte cuvinte, dreptul de a circula pe drumurile publice? Eu îi văd, înțeleg civilizate, dacă conduci agresiv, judecătorul îți dă ore de terapie, da? Să te duci, să te faci bine la cap. De ce mergi ca nebun așa pe stradă? Ești frustrat, ești complexat, ce probleme ai, da? Și dacă nu treci peste chestiile alea, testările alea, să zicem, pregătirea aceea, vindecarea aceea, nu mai ai ce să mai cauți. Deci ți se ia dreptul într-o țară civilizată să mai conduci dacă ești nebun. Dacă ești nebun, stai acasă, mergi cu pe jos, mergi cu taxiul, mergi cu autobuz, mergi cu ce vrei tu, dar nu cu o armă mortală cum e mașina. Și uitați-vă la oameni, e psihologia aceasta, dai o mașină mai puternică, o atât mergi mai periculos așa.
sunt foarte, eu sunt constanțean, păi merg ca nebunii vara pe aici, deci vara, eu nici nu merg spre litoral încolo, spre sud, mă râd spre nord, spre Tulcea. Deci, dacă nu avem cadrul la vedere, dacă nu facem ceva în sensul acesta, ați văzut câte nenorociri au fost. Și în secunda a doi, cum l-ai depistat, inteligența artificială să vadă și acum merge nebunul și la prima intersecție să fie oprit imediat. Da. Și încă ceva, domnule Cheznor, permisul și așa mai departe. Încă ceva, un sfat pe care ni l-a dat domnul Gâteș și care mi se pare extrem de binevenit, mai ales în traficul din capitală. Nu știu cum se circulă în alte orașe, dar aici e junglă. În momentul în care vezi un șofer turbulent, nu intri în altercații cu el în trafic, că nu știi cu cine te pui. Vedem asta în fiecare zi. Bineînțeles, pentru că, vedeți, dacă intri cu ei, dacă îi privești, așa, păi sunt și mai ofus ca și mai nervos. Trebuie să te uiți frumos în față, să faci cu mâna, pardon, mă scuzați, că în felul ăsta se mai desumfă el puțin. Dar dacă te iei la el așa și te contrazici, păi n-ai pus nimic. Deci trebuie să fie învățată și o lecție de asta a concilierii, să conciliezi, să aplanezi conflictul. Nu te ceri cu nebunul, pentru că n-ajungi la niciun rezultat, face și mai urât. Dar dacă vede că își cer scuze, îl temperezi, se liniștește, se potolește. Astea sunt oamenii care conduc agresiv, au probleme grave și ei trebuie să extragi de acolo, pentru că uitați câte victime fac acești oameni. Vă mulțumesc foarte mult, Liviu Cheznoiu, psiholog criminalist, Artin Sarchizian, avocat. Vă mulțumesc pentru discuție. Ne pregătim de pauză, după care vedem că realegerea lui Donald Trump a trimis Kievului o undă de șoc în contextul în care viitorul războiului din Ucraina ar depinde acum de viziunea celui mai controversat președinte american. Promite sau nu Trump să dea Crimea Rusiei după preluarea mandatului? Revenim în câteva minute. Rămâneți cu noi. Din nou în direct, realegerea lui Donald Trump a trimis Kievului o undă de șoc în contextul în care Trump neagă intenția de a ceda Crimea și spune că nimeni nu ar trebui să vorbească în numele președintelui ales. Discutăm despre ceea ce se întâmplă în Statele Unite și toate scenariile care se țes după alegerea lui Donald Trump cu Iulian Fota, expert în probleme de securitate. Bună seara, domnule Fota, vă mulțumesc foarte mult! Bună seara, cu mare plăcere! Cum vedeți toate aceste informații care, așa cum era de așteptat, au început să curgă deja, inclusiv că Pentagonul face ședințe, e îngrijorat de deciziile controversate pe care ar putea să le ia președintele ales? Sunt două subiecte diferite. Pe de o parte este o teamă și în Statele Unite de Donald Trump. Nu prea știe nimeni la ce să se aștepte. El are două variante în fața sa din perspectiva politicii interne, repet. Să demanteleze establishmentul, cum a spus de mai multe ori și cum unele instituții astea de cercetări ținte în curs sunt pregătite să-l ajute, sau să găsească o formulă de conlucrare cu establishmentul, punându-și oamenii evident, având echipa sa, dar lăsând directorii și directorul general și Pentagonul și Departamentul de Stat, diplomații de acolo, CIA-ul, să-și facă treaba. Rămâne să vedem, deci, repet, sunt 50-50 șanse, mai degrabă lumea se teme de scenariul răzbunător, revendicativ, și ăsta o să complice lucrurile odată în plus. Pe de altă parte, din punct de vedere internațional, acum să vă spun o chestiune legată de Crimea. Nu mai vorbește nimeni de Crimea în Occident, nici americani, nici europeni, de câțiva ani. Chestia cu Crimea, dacă mă întrebați pe mine, și acum pot să vă spun lucrul ăsta pentru că nu mai antrenez nicio obligație instituțională după mine, într-o formă de asta așa de ipocrizie, dacă este necesară în politica mondială, fără ea nu știu ce ne-am face, statele occidentale, atât cele europene cât și America sub Joe Biden, nu mai abordează chestiunea Crimeei de mult timp. Ca o formă de asta așa de facto, de împăcare, dacă vreți, cu ideea că Occidentul nu e suficient de puternic militar și nici suficient de hotărât ca să ajute Ucraina într-așa fel încât Ucraina să poată lua Crimea. Deci discuția pe Crimea este închisă de ceva timp, de câțiva ani, și aici pot să vă spun o poveste din interior. La un moment dat, prinzându-mă că e ceva neregul, am întrebat un occidental important de ce nu mai distăm de Crimea. Și într-o formă foarte, exprimare foarte parcivă, mi-a zis, a, păi toată lumea știe povestea cu Crimea, nu mai avem altele mai fervițe, acum ne ocupăm de alea. Deci, în mintea mea, concluzia pe care am tras în momentul ăla este că Occidentul, ușor, ușor, se împacă cu ideea că nu mai poate lua Crimea, cel puțin o perioadă, nu știu, 50 de ani, 100 de ani, vom vedea, de la Moscova. Deci în momentul ăsta discuția care se poartă și acolo într-adevăr este în comiză,
se poartă pe celelalte teritorii care au aparținut și aparțin Ucrainei. Acum să ne înțelegem, nu va recunoaște nimeni anexarea ilegală a Crimeei, să nu înțelegeți lucrul ăsta. Dar de fapt Occidentul s-a împăcat, dacă mă întrebați pe mine, de câțiva ani cu ideea că Crimeea în momentul ăsta, Rusia fiind mult prea tare, nu mai poate fi pusă în discuție. Bun. Acestea fiind spuse, vedem, iată, că Donald Trump intenționează să aducă și nume noi în cadrul viitoarei administrații la Casa Albă. O dovadă în acest sens este că Elon Musk s-a alăturat unei convorbiri telefonice de miercuri între președintele ales Donald Trump și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Zelensky i-a mulțumit lui Musk pentru terminalele Starlink. Ucraina se bazează foarte mult pe această tehnologie pentru a asigura o comunicare sigură între trupele din prima linie și pentru a permite monitorizarea constantă a câmpului de luptă în centrele de comandă, unde accesul la internet ar putea fi, în caz contrar, slab sau chiar inexistent. Convorbirea dintre Trump și Zelensky a durat aproximativ 25 de minute, iar Zelensky nu a rămas cu sentimentul că are de ce să se teamă cu privire la victoria lui Trump. Domnule Fota, revenind la dumneavoastră, e clar că Elon Musk e un apropiat al lui Donald Trump. A fost prezent și la acel dineu dat la Mar-a-Lago, în care președintele ales a așteptat confirmarea rezultatelor. Cum vedeți faptul că, iată, participă și la aceste convorbiri? Bună oară, Donald Trump a vorbit cu Zelensky și a fost o convorbire între ei la care a participat și Musk. Eu cred că apropiați de Donald Trump sunt doar cei din familie. Deci doar cei din familie, băieții, ginerele, fiica, ei pot să susțină chestiunea asta că sunt apropiați de Trump. Altfel, totul este un sistem de oportunități, este o joacă, dacă vreți. Toți cei care erau apropiați, și acum pun niște ghilimele aici, acum 8 ani de zile de Donald Trump, au dispărut unul câte unul, unul după un an, unul după doi, și nu puțin dintre ei s-au întors împotriva lui mai târziu, inclusiv în campanie electorală. Oamenii lui de bază au cerut celorlalți să voteze pe Kamala Harris, pe generalul Kelly. Deci aici rămâne să vedem cât de apropiat este Elon Musk de Donald Trump. Ce îi va da să facă, dacă îi va da ceva să facă, pentru că eu cred în continuare că noi nu reușim să citim pe Donald Trump, pentru că Donald Trump nu e un singur Donald Trump, acolo sunt mai multe personalități într-un singur trup. Și unde credem că am fost o chestie clară și sigură, să nu ne surprindă dacă el se schimbă și își modifică ulterior opinia. Uitați-vă că s-a dispensat deja de Mike Pompeo și de Nikki Haley, pe care mulți îi speculau, cel puțin pe Pompeo, oameni serioși chiar, îl speculau ca viitor secretar al apărării, plecând de la ideea adevărată că a lucrat foarte bine cu Trump ca secretar de stat în primul mandat al lui Donald Trump. Lucrurile sunt foarte fluide, sunt multe incertitudini și trebuie să avem grijă de fiecare dată să vedem în realitate ce se va întâmpla, că Elon Musk, pe de altă parte, nu știu cât e de interesat, el vrea să influențeze administrația, că asta va fi bine pentru business. Dar Elon Musk are niște mize mari. Cum a zis și el în campanie, vrea să facă mașini electrice, rachete, vrea să ducă pe Marte. Deci eu cred că Elon Musk asta vrea. Vrea să administrația să-i fie favorabilă, vrea decizii în favoarea lui, are și proiecte de mare amploare și cu miză foarte mare. Dar nu-l văd pe Elon Musk intrând într-o administrație americană, lucrând zi de zi cu mânecuțe și luptându-se, ca să zic așa, cu un balaur care e, de felul lui e destul de mare și de rigid, mă refer la administrația, la establishmentul administrativ american. Da, asta în ciuda faptului că Elon Musk pare de-al casei la Mar-a-Lago. A venit cu copilul, purtându-și copilul pe umeri. Chiar s-a scuzat la final că trebuie să plece, să-l culce pe cel mic. Pare o relație cât se poate de apropiată în momentul de față, dar dumneavoastră spuneți că până și Elon Musk ar putea fi păcălit de Trump, pentru că la el, frate, dar totul se rezumă la interes. Revenind însă la temerile Pentagonului, revenirea lui Donald Trump la Casa Albă aduce, spuneam, la pachet un set de îngrijorări. Oficialii Pentagonului s-au pregătit cum să răspundă în cazul unor decizii controversate din partea președintelui ales al Statelor Unite. Printre acestea se numără desfășurarea armatei pe plan intern, dar și intenția de a face concedieri în masă în rândul angajaților apolitici. Președintele ales al Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a făcut mai multe promisiuni îngrijorătoare de-a lungul campaniei. Una dintre acestea a fost desfășurarea armatei în plan intern și pentru a-l ajuta în planul de a face deportări în masă. Totodată, Trump a anunțat că dorește să-și aducă oamenii săi loiali în funcțiile de stat și că îi va concedia pe cei așa ziși actori corupți din sistemul de securitate național al țării. Totul a pornit de la mandatul trecut, când Donald Trump a avut o relație tensionată cu Mark Milley, șeful statului
statului major de la acea vreme, care a luat măsuri pentru a-i limita drastic atribuțiile președintelui în utilizarea armelor nucleare. Trump nu s-a abținut de la a arunca vorbe grele spre cei din conducerea militară superioară de atunci, pe care i-a numit adepții unui curent progresist extrem, slabi și ineficienți. Odată cu preluarea celui de-al doilea mandat de președinte, oficialii de la Pentagon au în calcul noi măsuri care să prevină eventuale derapaje grave ale lui Trump. Deși trupele din cadrul Departamentului Apărării sunt obligate prin lege să nu se supună ordinelor ilegale, planul lui Trump de a elimina pe cei numiți politic în funcții ar putea funcționa prin demisii la vârful instituției. Nu este clar în acest moment care este omul pe care Trump și l-ar dori la șefia Pentagonului, însă unii analiști susțin că acesta va încerca să evite relația de conflict pe care a avut-o cu oficialii militari din mandatul trecut. Domnule Fota, ne-a spus câte ceva în introducerea discuției noastre. Aș vrea să revenim însă pe larg. Cum vedeți aceste temeri? Aici e o problemă foarte delicată, foarte serioasă și dacă nu se construiește dacă Donald Trump nu e rezonabil, nu construiește o relație de colaborare și de încredere cu Pentagonul și cu armata americană, asta poate avea consecințe foarte grave și asupra Alianței Nord-Atlantice, că NATO fără armata americană nu înseamnă mare lucru în acest moment. Care e problema aici? Sunt două viziuni diferite care s-ar putea să intre în conflict. Donald Trump merge pe ideea, mai ales în acest al doilea mandat, că loialitatea este față de el ca persoană. Deci nu trebuie să fii loial Statelor Unite sau Constituției, trebuie să fii loial lui Donald Trump. El citește loialitatea printr-o prismă pur personală. Armata și astăvară și acum un an am văzut mai mulți generali americani dezvoltând public subiectul ăsta, spunând loialitatea armatei americane este față de America și față de Constituția ei. Deci dacă Donald Trump se plasează pe Constituție, armata este loială. Dacă Donald Trump iese din cadrul constituțional american, armata nu e obligată să-l urmeze. Și exact pe logica asta cred că a mers Mark Milley când s-a opus ca armata să fie folosită pentru contestarea rezultatului în alegeri în 2000, în fine, la penultimile alegeri pe care le-am avut în Statele Unite, ceea ce a precedat 6 ianuarie, deci revolta aia de la Washington. Și era ieri, acum două zile am auzit o chestie pe un podcast foarte interesantă, că Donald Trump ar merge până acolo încât l-ar chema din nou în viața activă pe Mark Milley, ca președinte poate să facă chestia asta, poate oricând să activeze un general în rezervă, ca ulterior, ca general activ să-l trimită în fața curții marțiale pentru a-l pedepsi pentru lipsa, și aici pun ghilimele evident, perspectiva Donald Trump, lipsa de loialitate față de el. Pare ceva hazardat și poate că e doar o speculație, sunt multe temeri în societatea americană vis-a-vis de Donald Trump. Dar e clar că relația lui cu militarii nu e simplă. Într-o interviu acum vreo lună a spus că, într-o formă și fascistă, dacă vreți, de exprimare, că el e gelos pe Hitler și i-ar fi plăcut să aibă generalii lui Hitler. Și aici se referea evident la obediența aia oarbă pe care statul major al armatei Germaniei naziste l-a avut față de Hitler până în ultimile momente ale războiului. Da, acum toată lumea ia la mână declarațiile controversate din timpul campaniei electorale ale lui Donald Trump, așteptând să le pună în practică. Vedem, iată, cum Canada se pregătește de un influx de imigranți după victoria lui Donald Trump. Credeți că e cazul, cu riscul, ca în felul acesta să afecteze economia Statelor Unite? Bun, Donald Trump s-ar putea să afecteze și economia Uniunii Europene, nu numai a Statelor Unite, dacă își duce o parte din idei la capăt, și aici mă refer la ideea lui de a pune taxe și de a începe un război comercial și de tarife cu Uniunea Europeană, război pentru care Uniunea Europeană e deja pregătită, dar în fine, ăsta este alt subiect. Povestea a fost una din promisiunile mari în campanie și aici mă aștept în mod clar să facă ceva. Nu știu cât de departe va merge, dar în mod clar niște deportări, niște arestări, niște, cum să spun, culegere de pe strada emigranților care n-au acte și n-au situația în regulă, ceva aici se va întâmpla. A fost una din marile promisiuni, a fost una din marile teme de preocupare pentru american obișnuit. Și aici cred că Donald Trump în mod sigur va pune ceva în aplicare. Iarăși aici ajunge și la chestiunea armatei, pentru că pentru o parte din plan, din ce înțeleg și eu de pe la unul și de pe la altul, ar avea nevoie și de sprijinul armatei, măcar al gărzii naționale, un subiect pe care iarăși Pentagonul nu-l privește cu prea multă îngăduință, dar asta a fost una din promisiunile lui mari în campanie. Și ca să se poată eschiva de alte promisiuni pe care le-a făcut, dar s-ar putea să nu vrea să le țină,
Mă aștept ca aici să întreprindă ceva. Și probabil că o parte din acești emigranți vor încerca să fugă. Unde te duci? Nu în Mexic, că de acolo ai venit. Care e următoarea țară occidentală unde se trăiește bine? Și o țară mare cu un popor mic, Canada. Deci probabil că va fi presiune pe frontiera Canadei dacă Donald Trump începe să culeagă imigranții ilegali de pe teritoriul Statelor Unite. Mulțumesc foarte mult, Iulian Fota, expert în probleme de securitate. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Rămâneți cu noi, de la Fix vin știrile cu Irina Petraru. O seară bună tuturor, pe curând!